Biblioteca județeană Mihai Eminescu din Botoșani se alătură inițiativei de a promova și sprijini implementarea proiectului Integritate 2020. Proiectul a fost inițiat de Direcția Generală Anticorupție în parteneriat cu Asociația Pro-Democrația, cu sprijinul financiar al unei fundații și se va derula în perioada octombrie-decembrie 2020. Obiectivul principal al proiectului este acela de implicare a cetățenilor și a funcționarilor publici în lupta împotriva corupției prin informarea, educarea și conștientizarea cetățenilor și a funcționarilor publici. Va fi organizat un concurs de film de scurt metraj cu tematica anticorupție, care se adresează tuturor cetățenilor români care au împlinit vârsta de 16 ani până la data înscrierii și se desfășoară pe două secțiuni adresate amatorilor, cât și profesioniștilor. Regulamentul de participare a competiției și modalitatea de înscriere pot fi consultate pe site-ul ro-fără-corupție.ro. Toate informațiile sunt disponibile pe site-ul oficial al Bibliotecii din Botoșani. Prin implementarea proiectului Integritate 2020 se dorește o mai bună înțelegere a fenomenului și a consecințelor faptelor de corupție, folosind mesaje educative din filmele de scurt metraj, având ca subiect corupția și efectele acesteia. Filmele declarate câștigătoare vor fi premiate chiar în Ziua Internațională Anticorupție la București, în cadrul Galei Integrității, eveniment organizat anual la data de 9 decembrie pentru marcarea acestui moment.